סולטר בייס בין הזרענו אפיסוד בי, סולטר פסל פרומנטה פרומניה רולפליי, ואשר שפובוי נספונט שדיסקורדו לור נדסקרירי, כתו טימפו. Putite, eu am o idee, eu am venit acum, m-am îmbrăcat ca și hipiot. Mai e rău cu hipiot, spărgători de astea. Și că, oricum, suntem italieni, frate, suntem italieni și mi-a zis cineva să vin pe repede până la o casă, mi-a dat niște coordonate pe GPS. Acum, imediat ajungem. Hai să vedem ce are, ce avem de făcut normal. Normal mi-a dat o hârtie în care, cu niște instrucțiuni, să zic așa. Cred că asta e casa. Ia stai să văd. Frumos. Ai, maică. Stai un pic să văd aici. Asta e strada de pe... Da, bun. Deci asta e strada, asta e strada, da. Lăsăm aici. Sau să nu fim așa suspicioși, că na, nu știu cine e acasă, cine nu, mergem, dăm un pic așa un raid pe zona, să vedem. O las, cred că aici, sper să nu fie careva pe acasă, să nu mă trezesc, știi? Aoleu, cam greu un pic fugim. Când avem mască, avem armura asta pe noi. Băi, eu zic că m-am îmbrăcat fain pe astăzi. Seara. Ținând cont că e seara. Hai să vedem, oare putem intra prin spate cumva? Stai să nu ne audă careva, careva. Prin... Nu poți pe aici. Sigur nu poți. De n-ai ce... N-ai la ce să te uiți, n-ai la ce să încerci, poate treacul și pica. Domnul, ești bine? Alo? Te-ai dus. Hai să vedem. Hai să vedem. Mergem încet. Camere... Nu au, dar hai să ne asigurăm. Le și spargem direct. Cum vede mânele și sparge. Mamă, de ce mă speria alea, mă. Când bate vântul așa sau de dracu. Haide. O să fac ușa deschisă. Nu văd o cameră. Nu, la fel. Alo. Nu-i nimeni. Let's go. Hai să mă... Opa! Ia camera! E gata, stricată. Acolo văd o cameră secretă, dar hai să mergem repede până sus, să nu... Am înțeles, cred că aici a fost o cină înainte. Băi, că mă uit niște elicoptere, ar trebui să iau un pic la fugă. Nu am chef de surprize. Mamă, ce are ăsta pe aici. Hai că n-am timp de acum de așa ceva. Mergem înapoi. Să nu mă trezesc că vine careva. Nu vei că dacă vine pe acolo sărim. Să spunem dacă mai apucăm să sărim. Ia bagă de aici. Cu amprente, cu deale, mă. Warning. Cameras. Da, hai că și funcționează camera. Nu mai funcționează nimic. Bum. Nimic. Ia pe aici sunt niște calculatoare, stai să verific dincolo. Am înțeles, cred că aici a fost ținut cineva sau aici e loc pentru două persoane din câte văd. Am înțeles, bătă de baseball cu una alta. Ia la-i. E dus și asta. Haide. Ia văd aici ceva frumos. Trebuie să pun repede arma înapoi. A, sunt niște teritorii. Mamă, cine-s ăștia, mamă? Aaa, opa. Ia, banca, frica centrală, poliția și laboratorul. Și asta sunt persoanele cele mai importante, probabil. Am înțeles. Ia, toată zona.
Mamă, de ce are postă pe aici? Nu pot să iau camera. Ia vedea. M-au văzut oricum, dar n-am ce să zic. Oare ăla și ăla are camera. N-am ce face. Hai să... Hai să umblăm repede aici. Am înțeles. Băi, uitați ce informații am putut găsi. Băi, nu pot să cred. Uite-te aici. Oare dincolo? Ce zice? Băi, este ceva inscripționat pe alea. Ce scrie? Lafa 2K. Poate facem dracu o reclamă la ceva canal de YouTube. Avei, mi-am scos. Aici sunt niște camere, dar camerele astea unde prind? Că nu prind de aici. Oh my god. Oh my god. Hai repede să iau ceva de aici să plec. Iau CD-urile astea repede, iau... Da, dosarul ăsta din câte văd. Ia pașapoarte false, mă. Sau sunt adevărate. Ei, hai să facem pașapoarte, hai repede. Am înțeles. Mamă, ce e aici? Mamă, du-te. Stai, mai avem ceva loc în spate, mai jos? Ori putem ieși de aici? Am înțeles. Mamă, ce e pe aici? Mamă, stai că nu știu ce e ala, dacă e... Îi... Păi, să faci o armă cu ăla. Maică... Bine, Hai să ne revenim, nu. Hai să rup ăsta de aici, de sus, repede. Mamă, l-am luat. Hai să iau parașuta. Hai, doamnă, că... Hai, repede. Bă, are ceva pe aici. Nu-i bai, știi ce trebuie să facem de acum? Va trebui să mă duc repede. Asta, senzor de mișcare. Dă-te, dracu! Na, trebuie să mă mișc afară repede, n-am de ce să mai stau pe aici, n-am de ce să mai pierd timpul. Deci nu pot să mai pierd timpul. Nu mă mai duc acolo. Hai să vedem oare putem. M-am înțeles, mai pierd și vocea. Hai să vedem. Nu. Am înțeles. E clar. Mai rău. Da, hai să fugim mai. Apela ar fi, la etajul 3. La cât un balcon. Cam atât ar fi. Frate, n-am o idee. Oare de data viitoare aduc un flex, ceva? Ce mai ce e apă, mă? Nu știu ce ascunde casa asta, dar foarte multe secretare. Deci, fii atent. Data viitoare o să aduc un flex cumva, o să tau partea aia de jos și mă duc repede și mă bag înăuntru. Poate apuc cumva. Ok. Domnul, nu vezi nimic. Alo? Hai să fugim. Nu ne-a văzut nimeni. O să încep să duc aceste documente cu mine. Să nu, să nu, nu, nu știu, la acea persoană care m-a trimis aici trebuie să-i le dau, guys. Deci vă dați seama că pe mine m-a angajat pentru o sumă foarte mare de bani acea persoană și a zis să nu, să nici nu mă uit, să mă duc să iau tot ce apuc de acolo și să le duc. Parcă dau un pic mai tare. Deci, băi, nu știu, probabil cu o să mai venim încă o dată, nu știu, să vedem cu acea persoană, nu știu, o să stau un pic de vorbă cu ea, cu el, o să vedem ce va zice și atunci o să facem în felul următor. Probabil pot o să, sigur, după ce o să vadă și după ce o să îi povestesc ce-i pe aici, sigur o să vină și ea sau el. Mă scuzați, probabil m-am repetat. Băi, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați de butonul de like, subscribe, eu am fost I'm Happy și ne întâlnim data viitoare la un nou episod. Pa, pa, v-am pupat, țară faină!